ce ți-o dă. Da, jumătate din timpul pe care l-a petrecut Orban la Brăila a fost la chef cu liberalii. Păi ce, nu știți? Nu. De unde știți? Am văzut mandolina. Deci vorbiți serios? A, nu. Știți că e bună și greu. Foarte serios. Au avut trecut în program oficial la restaurantul Nemo o întâlnire cu activi de partid. Aceea a fost prima. Au fost la restaurant? Da. Nu, nu, nu. Și seara pala lung, da? Păi bine, a fost până la Șuțu să facă pipic, așa a spus, da? Locul ăla de la Șuțești va rămâne în istoria Mișcării Liberale? Nu, în istoria Mișcării Liberale a rămas vizita după Valea Jiului, când s-a dus să viziteze un muzeu închinat celor care au fost omorâți țărăniști în 1900. Hai, dați demenți. Da, la Șuțu există toaletă publică? Poftim? La Șuțu există toaletă publică? Haideți să ne înțeleg, atâta minte ai candidatul care știi că Dumnezeu nu strică două case, eu vorbesc, știi, pe ăla cheamă tot Boboc de la ea în casă. Hai să n-am, să nu-i încuci. Da. Meeting-ul s-a desfășurat și speech-ul în fața Casei de Cultură din Iancă. Casa de Cultură din Iancă a fost pregătită pentru acest eveniment de către primarul Cheviță George Fănel, cu bunul simț pe care îl caracterizează, cu toate că evenimentul nu era înăuntru, inclusiv cu toaletă, verificată anterior de poliție, SPP. Doamne, vine prim-ministru, aș vrea, prim-ministru, însoțit de niște oameni, poate vor să-și spele pe mâini, poate vor să-și facă machiajul. Da, eu s-a trezit gâsca locală și a să aminte că el a însoțit la Șuțu că prim-ministru a făcut pipi acolo. Evident, la Șuțu știți cum, WC-urile publice la Șuțu sunt foarte dese. E un pop, două WC-uri, pom, două WC-uri. Da. Era câți cretini. Aia a fost campania electorală a lui gâsca de Iancă. Îți faci cruci. Da, eu cred că întâlnirea... Dar cele mai multe comentarii erau la modul serios, în care și dacă era o toaletă publică, nu crede nimeni că se ducea prim-ministru la toaleta publică din mijlocul parcului. Eu vă spun de asemenea că am fost prim-ministru. Când te duci undeva, toți cei din jur, toți, ai gătat SPP, știi? Foarte bine, toată lumea gata. Ai o necesitate urgentă, tamponii trebuie să o iei să ajunge acolo. Nu, era grijă pe noi local să nu cumva să facă pipi prim-ministru pe el. Bă, super. N-avea pampers. Poftim? Da, e pe principiu cum să duci în derizoriu un prim-ministru al tău când vine să te ajute. N-ai cum să te ajuți, frate, cu caloriferi, extintoare, n-ai cum. E posibil ca meeting-ul de la Iancă să fi fost acea întâlnire pe care domnul Boboc vrea să facă cu creditorii la Brăila și a fost frică domnului prim-ministru să meargă la toaletă să nu dispară și toaleta. E posibil și lucrul acesta, să se fi ținut de cuvânt că face acea întâlnire cu creditorii și s-o mai a făcut-o la Iancă, dar... Da, spun că e gafa campaniei electorale la 20. Nu spuneau că e gafa, e cea mai mare gafa campaniei electorale a... Dar nu e gafă, stimați domnul, e în linia lor caracteristică. Gafă faci când, bă, ești normal și odată e razna. Spune și mie că ai normalitatea la ei. Tot, lumea a început cu ei. N-ai. Adică n-ați pățit de ăștia când ați ofertat, v-am înțeles unde ați făcut. Bă, recunosc că nu. Și mai e ceva, în funcție de astea, bă, ai grijă, nu bei apă, nu bei cafea, nu... Că... Da. Că n-ai cum. Te protejezi, ca să spun așa, da. Da, fiind masa foarte lungă dinainte, că... Așa, pe că a avut niște necesități.